Melodia asta o cânti sufletul meu pentru sărbătoritul nostru. Pentru Ion Sima, pentru Ștefan Sima, pentru viitoarea Andreea Sima și Georgiana Sima, care le este dorul tine la copiii tăi, mămică. Ia-o-s-i. Mămica mea de ziua celor mici, nu vrea cadouri, fică să cuminte, vrea doar atât ca tu să fii aici, să fim noi patru așa ca înainte. Mămica mea de ziua celor mici, nu vrea cadouri, fică să cuminte, vrea doar atât ca tu să fii aici, noi patru cum e, eram și înainte. Întoarce-te, mămica mea, înapoi, mi-e dur, mi-e dur, nespus de tine, tu ești cel mai de preț cadou, ce poți să-l ai pentru copil ca mine. Întoarce-te, angela mea, înapoi, mi-e dur, mi-e dor, nespus de tine, tu ești cel mai de preț cadou, ce poți să faci unui copil ca mine. Dedicație specială pentru Angelo Alexe. Vino acasă, Angi, te cheamă familia, oriunde ești plecată. Pentru Angi, 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 Alexe, să vină acasă. Georgiana, ce scuze. Să vină și Georgiana lângă mine aici, lângă Nea Victor. Georgiana, vină aici lângă mine. Fratele meu a făcut fata să plângă. Păcat de os de neală și de bani, o altă mamă nu-i o bucurie, și ce păcat că ai atâția ani, vrei să ne faci așa o bucurie. Păcat de os de neală și de bani, o altă mamă nu-i o bucurie, și ce păcat că ai atâția ani, și vrei să-mi faci așa copilărie. Întoarce-te, mămica mea, înapoi, mi-e dor, mi-e dor, nespus de tine, tu e cel mai de preț cadou, ce poți să-l faci unui copil ca mine. Întoarce-te, Angelica, înapoi, mi-e dor, mi-e dor, nespus de tine, tu ești cel mai de preț cadou, ce poți să-l faci unui bărbat ca mine. Mi-e dor, măicuța mea, de tine, tu ești departe azi de mine, ești departe de-ai tăi copii, vino să le faci bucurii. Mi-e dor, măicuța mea, de tine, că ești departe azi de mine, astăzi este ziua mea, mi-e dor de tine, mama mea. Întoarce-te, măicuța mea, înapoi, mi-e dor, mi-e dor, nespus de tine, tu ești cel mai de preț cadou, ce poți să-l faci unui copil ca mine. Întoarce-te, măicuța mea, înapoi, mi-e dor, mi-e dor, nespus de tine, tu ești cel mai de preț cadou, ce poți să-l faci unui copil ca mine. Ce poți să-l faci unui copil ca mine.
Uitați-vă cum plânge fetița după măicuța ei. Mă fac să plâng și eu, fratele meu. Ștefănene, cer scuze. Dai că pe-o vreo melodie asta. La cerere pentru voi și măicuța voastră. Eu sunt fata ta cea mică, Georgiana ta e nefericită. Ce plâng, mamă, după tine, tu ești departe de mine. Mi-e dur, măicuță, vino, mama, acasă, că inima mea este asă. Că inima mea este asă și viața mea neputincioasă. Atenține! Atenține! Să dau 1 milion pentru cea mai bună mamă din lume, cea mai frumoasă familie, cei mai buni frați, cel mai bun tot din lume. Să vină măicuța acasă, se repetă melodia asta. 1 milion de la familia Alexe pentru Vito de la Alfădurea, familia Sima! Nu mai plânge, nu mai plânge Georgiana. Dedicație specială pentru micuța voastră care este plecată și cu mă rugămiți la voi să se întoarcă acasă. Angi, te rogă Vito de la Fundura care m-ai cunoscut în curte aici la botez la copiii tăi. Vino acasă la copinași, te așteaptă copiii, toată familia te așteaptă. S-a primit fără număr de la familia Asima. Cea mai dureroasă melodie când îți chem mama acasă și este plecată. Când ai dorul suflet de măicuță. Întoarce-te, mă, mica-n mea, înapoi. Mi-e dor, mi-e dor nespus de tine. Tu ești cel mai de prescădut. Ce poți să-l faci unui copil ca mine? Întoarce-te, măicuța mea, înapoi. Mi-e dor, mi-e dor nespus de tine. Tu ești cel mai de prescădut. Ce poți să-l faci unui copil ca mine? Sima, filmează pe sora ta cu plânge după măicuța ta. Uitați-vă cât plânge o fetiță de 14 ani împliniți după măicuța ei să vină acasă. Din partea lui Costică Sima, pe toți copiii orfani fără mamă. Băi, frate, nu mai plângeți că nu mai pot să mai cânt, trească familia voastră. Băcat de voz de nealân și de bani, o altă mamă nu-i o bucurie. Și ce păcat că ai atâția ani, vrei să ne faci așa copilărie. Întoarce-te, mămica mea, înapoi. Mi-e dor, mi-e dor te spus de tine. Tu ești cel mai de prescador. Ce poți să-l faci unui copil ca mine? Întoarce-te, mămica mea, înapoi. Mi-e dor, mi-e dor te spus de tine. Tu ești cel mai de prescador. Ce poți să-l faci unui copil ca mine? Să nu uităm Sfântul Ioan de 2021, care m-a chemat aici mai să facă un program, așa ca pe pandemie mai scurt, cu lume puțină. Pentru copiii lui Angi, care te roagă copiii tăi să vină acasă, Angi. Pentru Ștefan, care mă filmează. Pentru Ion sărbătorită de astăzi, Sfântul Ion. Pentru toți care aveți mamă, să ne păstrați lângă voi veșnic. Pentru fata Georgiana care plânge în casa acolo. Mai filmează un pic, fratele meu. Pe surioara ta cum plânge. Cum plânge surioara ta în casa acolo. Mămica mea de ziua celor mici, nu vrea cadouri,
fi că să comite și vreau atât ca tu să fii aici, să fim noi toți la fel ca înainte. Păcate oste, neală și de bani, o altă mamă nu-i o bucurie. Și ce păcat că ai atâția ani și vrei să faci așa copilărie. Mi-e dor, măicuța, bea de tine, și astăzi eu plâng după tine, plâng după tine, mama mea. Vino acasă, draga mea, întoarce-te, mă, mica mea, înapoi. Mi-e dor, mi-e dor, nespus de tine, tu ești cel mai deprescador și vrei să faci așa o bucurie. Întoarce-te, mă, mica mea, înapoi. Mi-e dor, mi-e dor, nespus de tine, tu ești cel mai deprescador. Ce pot să-l faci unui copil ca mine? Ce pot să-l faci unui copil ca mine? Ce pot să-l faci unui copil ca mine? Frații mei, mulțumesc frumos, a fost pentru familia Sima.